Potrivit anchetatorilor, membrii grupării foloseau 8 firme pentru a realiza afaceri cu produse petroliere în Bulgaria. Firmele de la vecinii de peste Dunăre erau înființate tot de cetățeni români, complici la bănoasa afacere, care avea un mod de operare foarte simplu. Membrii grupului infracțional organizat cercetat de noi achiziționau de la producători din țară sau de la diversi furnizori subproduse petroliere de tipul uleiurilor, pe care le facturau fictiv în Bulgaria ca livrări intracomunitare scutite de TVA, ăsta fiind și scopul afacerilor, în ghilimele, să se sustragă de la plata TVA, după care produsele respective erau comercializate ca și carburanți auto, motorină către benzinării private din țară, prin intermediul unor societăți de tip fantom. Practic, deși produsele nu ajungeau niciodată în Bulgaria, ele erau facturate acolo. În țară, uleiurile sufereau modificări pentru a avea o cifră octanică mai mare și erau apoi comercializate. Liderul grupării, spun anchetatorii, este Vlad Constantin, un cunoscut om de afaceri din Comarnic. Mascații au scotocit astăzi 15 adrese din Prahova, dar și din alte județe, iar la sediul DIICOT au fost aduse 20 de persoane.